Bine ați venit la Nu știu zic, emisiunea la care știm răspunsurile, dar nu știm întrebările. Hai să dăm drumul, îi primim cu aplauze pe invitații de astăzi, participanții de astăzi, Mirica, Mitran, Luiza și invitatul nostru special, Bogzila, Bogzi, prietenul nostru. Un episod de familie avem astăzi pe YouTube. E prima oară când mă simt special în fața camerelor, hei! Hai! Salutați și voi personal pe fiecare, că nu vă mor. Salut. Bine ați revenit, salut! Salutare, noroc! Acești 160 de oameni. Bun. Cum vă simțiți? Impresii? Cum te simți, Luiza, acolo? Mai jos. Mai jos, dar e drăguț. Îmi place. Abia aștept să zic am și eu. Am postură bună? Ce ziceți? Se vede bine? Top ești class. Top class. Bun, bine. Eu... Tu? Eu nimic. Eu nu. Îi dăm drumul? Începem? Sunteți pregătiți? Super. Toată lumea pregătită? Îi dăm drumul? Prima întrebare? Bun. Dacă răspunsul este 250 de cuvinte, care este întrebarea? Cu câte cuvinte te descurci lejer în viață? Și nu folosește corect, după cum te cunosc pe tine. Îți mai și rămân vreo 40 așa doar pentru impresionări. Da, în calitate de ce? Ce trebuie să fii să-ți ajungă 250 de cuvinte? Orice. Asta e, că mi se pare că asta e vocabularul la surdomuz. 250 de cuvinte, că ei nu cred că au semne pentru metempsihoză sau reîncarnare sau alte... Care sau... ar fi semnul pentru metempsihoză? Nu știu, moarte, reîncarnare, habar n-au. Laser. Laser, frate. Laser. Ce mai aduc surdomuzii? Dinele, cubulețe. Da, cubulețe. Plasturi cu Rivanol. Eu asta știu, eu știu bullshit, cum se zice. Cum se zice? Bullshit. Da. Bravo. Căcat de taur. Căcat de bou. Ai făcut... Asta este bou aici? Da. Sau diavolul, și pe aici e se cacă. În mânecă, pe la cot. 250 de cuvinte, hai așa. Să ne revenim. Câte 250 de cuvinte, câte din versurile melodiei Dragostea din tăi sunt mai ea? Nu mai ei. 250 de cuvinte 250. E cât face un sfert de fotografie. O poză face cât 1000 de cuvinte. Da. În câte cuvinte poți să argumentezi de ce nu e bine să argumentezi într-un număr de cuvinte? Ați făcut asta la BAC? Când stai trebuie să umpli pagina, nu? Da. Mai avem este? La 250 de cuvinte? Cât e alu Florin Pierce să zică salut. Aveam cu Marga Barbu 83, nu mă, 84 la Moscova. Mai avem la 250 de cuvinte sau vă zic? Zine. 250 de cuvinte este câte cuvinte înțelege un câine? Un câine? Băi, ești nebun? Știam eu, mă, că parcă înțelege când vorbesc cu el. Sunt un câine! Mitran, când auzi de laba, știi că se referă la altceva. Ce cuvinte? Poți să le înveți? 250 de cuvinte și gesturi, nu doar cuvinte. Sau poate vin la pachet, nu știu exact cum funcționează. Cred că vin la pachet, man, că e mult. Ai o conversație cu câinele ăla, ești nebun? Da, nici eu nu cred. Bă, da, indicații din astea, așa. Păi șezi, șezi mai lent. Culcat? Acolo, da. Că trebuie să-i faci așa. Bravo, hai încoace, adu-mi o bere. Nu știu ce mai, n-am câine. Luiza, când ne dădea întrebarea, eram total de acord cu ea, la tine. La tine e din start, măi, Ciulin. M-a întrebat Luiza ce cuvinte cu ea, crezi că ai ști mai mult decât titlul articolul ăla? 52 de ani, dacă răspunsul este 52 de ani, care este întrebarea? Care e vârsta ficatului lui Mitran? Cât mai trăiește din el? Eu cred că e de la ce vârstă încolo ajungi să spui 7 în loc de 7. Ăla-i markerul. Ăla e. Oricui, da. Ce vârstă n-o să prind eu dacă continui stilul ăsta de viață? Zici? 100%. Am o boxy. Nicio am șansă. O boxy. Am o boxy. Nicio sigur șansă. Te bate cineva cu cam așa. Pe asta pe ce ne facem cu Luiza? Vă descurcați, morții voștri, de-aia voastră. O ține fiecare o săptămână, check? Nu eu, nu eu primul. 52 de ani. Ce vârstă ar fi avut DMX dacă nu mergea să latre la îngeri? Să știți că ar fi împlinit 52 de ani. Astăzi? Și, da, nu știu, da, știi ceva? Da, astăzi. Normal caz. DMX are 17 copii cu 11 doamne, DMX. Da. Câine, 17 câine, copii. Câine, bă, pe bune.
17. Luiza, îți depășești responsabilitățile. Eu vin cu factul. Doar trebuie să dai răspunsul. Nu se poate abține. Când e vorba de DMX, mă ia... Bu. 52 de ani. Cât i-a luat lui taică-miu să-mi zic că te iubesc? Taică-soare 51 de ani. Da. Da. Sperăm. Wishful thinking, da. Băi, bine, și 52 de ani decât deloc. Scuze. Nu, na. Printr-o tură de masă vi s-a spus te iubesc de la tații voștri? Nu, în pula mea. Normal că nu e gay. Exact. Tata e băiat, frate. E bărbat în pula mea. Nu, taică-miu e gay acum. După operație, i-au făcut o operație, nu de schimbare de sex, dar o operație la care s-a speriat și de atunci e super gay. Ta, ce oricum. Ai făcut o operație și taică-tu ai zis, au! Auci, Jesus! Ce oribil e să fii gay la 52 de ani. Să descoperi. Să-ți dai seama abia atunci. Să afli că, adică să te faci gay, să te naști gay la 52 de ani. Când, na. Ești dintr-un dulap din ăla vechi, plin de bibelouri. Scârție ușa. Da. Ce e 52 de ani? La ce vârstă a murit cimpanzeul Charlie, cea mai cunoscută maimuță fumătoare? Cu plăcere. Astăzi e despre animale, oameni buni. Da. Charlie era ăla capucin care juca și în filme? Care... Bă, nu, e o maimuță care a trăit în Africa de Sud până în 2010 și a murit la vârsta de 52 de ani. Dar de unde a avut bani de țigări până atunci, domnule Gâdea? Deci eu asta vreau să știu. Interesant că m-ai întrebat. S-a apucat de fumat că i-arunca oamenii țigări aprinse prin gard. Ce sărani! Și a început să fumeze. Îi aruncau. Și după aia iau, adică au încercat să îl dezvețe de obiceiul ăsta, dar tot aruncau oamenii prea mult cu țigări și nu... Da. Nu s-a adică veneau oameni la zoo pentru a-l vedea fumând pe cimpanzeu. Nu oprești râul ăla de bani, îți dai seama. E și foarte greu să pui plasturi din aia pe un cimpanzeu, ca un păr și nu se lipește. Să pui să citească Alan Carr. Mestece Nicoretti. Ce mai interesant, că la autopsie așa s-a dovedit că nu din cauza țigărilor a murit. Dar adică deci a trăit... L-a călcat un tir. Cu țigări. A trăit cu 10 ani peste media de viața unui cimpanzeu. Deci, că era foarte relaxat, era nestresat. La urmă, țigările nu sunt așa de rele, dacă învățăm ceva de aici. Asta trebuie fumătorilor, după poveștile cu bunicii care au trăit până la 73 de ani fumând carpați, asta, că mai e și o maimuță care a trăit atâta. Să-l vezi pe cimpanzeu Charlie pe pachetul de țigări. Da. Ar fi super cool. Îți dai seama. Eu cred că e schemă Big Tobacco asta ce au făcut cu el. Ce? Eu nu cred că el industria fuma, țigărilor. Industria țigărilor. Big Tobacco. Dar în engleză. Da. Peste 250. S-a depășit limita deja. Vorbiți prea mult pentru Mitran. Cuvinte simple ca Eminescu. A folosit deci, Eminescu puține cuvinte. Deci, practic, tu ai căutat pe Google lucruri interesante despre animale? La asta asistăm astă seară? Bă, tu vezi de treaba ta. Dacă răspunsul este dragoste, furie și empatie, care este întrebarea? Care sunt cele trei emoții pe care le are un cal? I don't know. Pare că acolo ne ducem. Bă, da. Și sincer, nu cred că ești departe. Nu știu răspunsul încă. Dar cai știu. Gândindu-mă la ce cai mai cunosc eu. Intim. De asta ți-e frică de cai, mă, că arată dragoste? Da, exact. Mi se pare că, practic, astea sunt etapele din orice ceartă în cuplu. Dragoste, adică începe, cu, da, în da, ordinea da, asta. Da, da, dragoste, bla, 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 după care, de ce morții mă te faci mereu astea? După care, când eu plâng, ar că și ei pare o leacă rău. Cerșește empatie. Da. Astea sunt emoțiile pe care le simt eu când mă uit la Jocul Cuvintelor cu Dan Negru. Și pare că sunt într-o relație cu Dan Negru acum. Excelent, băi, să strâng mâna. Mă omoară puștea asta. Bă, nu știți cum se leagă episodul ăsta, e incredibil. Dragoste, furie și empatie, da, e ce simt eu când mă duc a treia oară noaptea la frigider. Când deschid frigiderul ăla pentru a treia oară sunt a... Și pe asta se bazează și o partidă de sex cinstită. Nu? Toate astea trei trebuie să presari un pic din fiecare, da? Se bazează pe 200 de lei, Luiza. A, scuze. Și numai furie. Că am dat banii, că am plătit o oră și am stat 23 de minute, ce e asta?
Care e Julian răspuns? E sequelul turneului lui Micuțu, că a avut zâmbete și empatie. Opa! Și acum urmează dragoste, furie și empatie. Nu e. Nu, nu intră asta la montaj, Bogdiste. Încercăm să nu, te, să nu ardem poduri aici. Crezi că o fură? De ce? E ceea ce a simțit băiatul ăla de pe Victorii. Bun. Deci dragoste, furie și empatie. Ce tipuri de emoții nu au furnicile? Toată plăcere. Nail de Mitran. Nail. Bine ați venit la acest tur zoo. Dar ce emoții au furnicile? Foarte... Și de unde știm? Bă, sunt pregătit pentru întrebările astea. Ce ai? Că nu au emoții atât de complexe precum astea, dar sunt atrase de lucruri, știu ce le place și nu le place. Adică au preferințe și chestii care nu le atrag. Și în funcție de alea își adaptează comportamentul. Dar nu sunt la nivelul ăla așa de avansat. Păi stai mă, ce poate să le placă? Mâncare da, lupă nu. E destul de simplu așa. Exact. Au chestii simple, bazate pe simțuri, nu pe feeling-uri, cum ar veni. Deci n-au sentimente. N-au sentimente. Au doar îmi place, nu-mi place. Tu nu place știi căldura, nu-mi place frigul. Nu știi să explici foarte bine ce se întâmplă. Da. Am impresia că dacă mai pun întrebări, te pun în dificultate. Dar poți să-mi pui întrebări, dar nu știu mai mult. Adică asta e tot ce era în statusul ăla de pe Twitter. O furnică râ... Eu în capul meu când văd furnici, aud ca în Tom și Jerry, tot tipul. Tân, 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 tân. Câte picioare au furnicile? Cui coștii? Scria. Șase? Mie mi se pare stupid. Și mânuțe. Aș zice opt. Opt? Opt? E mult. Mi se pare stupid. Și mi se pare așa, jegos, gen să ai opt picioare și un singur vagin. Deci... Păi da, la un moment, știi că gen vaginul, ce-am învățat, vaginul e între picioare. Ce-am învățat eu în 29 de ani de viață. Vaginul e între picioare. Nu-l mai căuta aiurea. Următorul paragraf. Asta e și la furnici, dacă vrei să faci sex cu o furnică. Da, vreau. Mai departe. Mai întâi trebuie să cauți vaginul. Da, între alea 8 picioare. Problema și e că nici te ligi pe degete, asta e întrebare. După aia piși de prost, că dacă îl cauți între vreo 6 perechi de picioare la și nu e acolo ăsta, și... La subrazul 3. Nu știu, mi se pare ciudat. Și nici nu poate pe mijloc să fie între fiecare două picioare, că nu mai e loc de țâțele furnicile. Și știi cum să faci cu degetul, că e toată furnica, cât un deget. Jesus. Să cauți. Da. Și ar trebui pe laterale, practic. Deci furnicile se fut din lateral, Julien. Arată ca un T. Sex. Un T de la tâmpit. Da, și nici nu simt dragoste, adică sunt doar pe interes furnicile, asta știu. Okay. Așa, asta că a zis de antene. Ele simt mirosul prin antene, n-a nu ce nimeni crede lumea. Ba da, a zis ceva cu antenele. Care... Simt prin antene? Da, prin antene miros și așa găsesc poteca și cuibul și mâncarea și asta. Deci între antene au și vaginul atunci. Se poate. Au vaginul în cap? De ce nu, dacă tot ne-am dus bă, așa? Dacă suntem aici. Bă, dacă tot vrem să violăm furnici, eu între antene am Pro TV-ul. ce grile de televiziune aveți voi? Schimbăm un pic registrul, da, da. Cred. Dacă răspunsul este 70.000 de dolari pe noapte, care este întrebarea? Cât costă să închiriezi un delfin? No questions asked. Știu că asta faci. Știu ce faci. Te-a prins. Și ăla tot în T? Îl dai din lateral? Cât ar trebui să coste o partidă de sex cu cineva care folosește cuvântul păsărică? Știi? What? Ok. Gen e valoros? Nu, a, cât îl costă pe ăla care folosește? Da. A, scuze. Credeam că fac bani. Câți bani arată Mitran în viața asta? Da, aia mă gândeam, what the fuck? Cred că cam atâta costă să închireze arabii pe Maria Cârneci. Că, ce? Păi nu știu că văd ei pe post de Cămilă. Că mai auzi o știre că i-au dat lui Katy Perry 2 milioane să meargă în Dubai. Păi și ce mă, Maria Crânești să nu-i dea și ei măcar 70.000? Bă, nu știu, mi se pare așa am făcut. Nu e ca și cum doamna Maria Crânești este mai prejos decât Katy Perry. Dar nu știu cât ascultă și aici cu acea doamne prunele. I don't know. Cât crede maică mea că o să vină factura la curent dacă las calculatorul în priză peste noapte? Adevărat.
cât a cheltuit domnul Sorin Ovidiu Vântu în anii 90 să facă o labă. În anii, în 90 am făcut o labă pe 70.000 de dolari. 70.000 de dolari? Pe noapte. Cât costă cazarea la Antold? Sau un poiană de revelion după inflație. Ce au să ții un iglu cald, dar gen super cald. Să un pic cum funcționează asta știu, în mintea ta. Nu știu, de-aia costă așa de mult, că nu înțeleg cum funcționează. Îi dai rece de afară și cald din interior. Adevărat. Și ai și pinguini înăuntru, fie. Doi pinguini. Da, și delfinul lui Mitran. Îl iau și lasă-l să simtă bine. Întrebarea era, cu cât a putut fi închiriat întreg Liechtensteinul în 2011? De către un cal. Bă, nu. Ciudat, dar nu, e fără animale. Da, asta. L-au închiriat? Au avut o campanie în 2011 în care puteai să închiriezi localități, sate, nu știu ce. Prin Austria, Elveția, Germania au închiriat orășele. Să și ce? Printre astea, pe Airbnb. Ah, ok, și și au pus și întregul principat Liechtenstein la închiriat. Doamne. Minim două nopți. Așa. Și cancellation policy era foarte strict. Dacă anulai cu mai mult de 30 de zile înainte, primeai doar 50% din bani înapoi. Dacă anulai după, nu mai primeai niciun bani înapoi. Bă, just că e mult de pregătit. Să pregătești tot Liechtensteinul. Să faci atâtea paturi, exact. 500 plus, că nu are filtru mai mare de atât Airbnb-ul. 500 plus dormitoare, 500 plus băi. Mamă, da. Păi până și te hotărăști unde te caci. Și nu se fuma înăuntru. Păi și l-a închiriat cineva, scrie acolo? Dacă... Bă, de închiriat nu știu dacă s-a închiriat, dar s-a dat la închiriat. Nu, dar-s curios cine... Tu la filme te uiți vreodată până la final? Are că, bă, pula mea, na, ok. Bă, eu un criminal în filmul ăsta, acum o să dau la meci. Bă, se cheamă, nu știu zic, nu se cheamă Afla Adevărul Universal, pula mea. Se cheamă Vă Zic Eu. E interesant că dacă l-ar închiria, nu știu, Elon Musk, închiriază Liechtensteinul, două nopți, ce faci în Liechtenstein două nopți? Exact. Când ești tu singur e al tău, în Liechtenstein. Când e al tău, că e al tău. Și nu mai e nimeni. 450-900 locuri de cazare, deci poți să vii cu de 100 de ori mai mulți oameni decât avem noi aici. Deci faci un partid, dar nu trebuie să părăsești granițele, cred. Asta e. Să nu lași granițele deschise, să nu uiți. Să face curent. Și e nașpa dacă era pe Airbnb că trebuie să faci tu patul la sfârșit. Au un regul din alea, știi? Că e un... Ca draicu, îți dai seama. Eu aș închiria Tecuciu. Păi, ai 3 milioane? Nu, da. E mult până la Liechtenstein. Liechtenstein. Eu știu să-mi pronunț. Așa, Tecuciu. Liechtenstein, țara lichenilor, da. Liechtenstein. Mai avem păreri despre asta? Da, dacă te-ai duce tu acolo ar fi Liechtenstein. Știi ce? Cred că nu mai avem, cred că nu poate să mai avem. Hai să ne întoarcem la animale, că mă deranjează deja. Uite, puncte, se pot reproduce fără contact sexual. Creștini. N-a câștigat creștinii habotnici. Fecioarele Maria. Îmi place că ai acordat în gen și număr. Și am și băgat animale, dacă ai auzit. Fecioarele Maria. Așa trage el de la 250 de cuvinte. Așa le dilată. Le forțează. Celulele. Că de acolo vine expresia. Sunt papula în gura mea. Așa se fac celulele, așa se întâmplă diviziunea celulară, să știți asta de la mine, că eu am făcut carte. Deci la celule ni se trage asta. Da. Băga mea și pula în gura mea, da. Și după aia, plup, doi din tine. Dacă aș merge pe animale, aș zice că lemurii se reproduc fără contact sexual, pentru că sunt papula, n-am văzut niciodată lemuri care fac sex. Și deși oricât am căutat. Doar și-o dau lemuie. Am un cetățean aici care a râs. De asta zic că aș face sex cu un lemur. Nu e prima dată când aud asta de la tine, Mirica. Nu e deloc. Au codița aia și au feisti. Au ochii aia de parcă fac bine ce fac așa. Mamă, Sergiule, fute-mă, dă-te-n pula mea. Wow, wow, nu cred. Ei, sunt îngrijorați, dar în același timp. Bogații. Revin iară la bogați. Cristiano Ronaldo și-a comandat copilul prin DHL. Da, ai dreptate. Ce?
Da? A făcut un copil fără să și-a trimis sperma undeva și da. S-a întors un copil. Omul ăsta angajează femei care se poarte copilul în pântece. Cum fac Kardashian cele coaie? Da, da. There you go. Bă, bogații, bravo, șmecheri. Surogați. Mulțumesc, uite, așa pare. Da, am primit confirmat. Și e cineva care a primit o recomandată cu spermă? Aveți de ridicat niște spermă de la oficiul poștal 12? Dați proști, bogații, bă, că... Adică, că păi asta zic, că dacă, bă, fă tu copilul ăla și ia-ți 2 ani de postnatal, mai faci un ban. Pe lângă alea 300 de milioane de euro, mai bag acolo 25 de milioane lei vechi. Că statul în mână. Plătește. Dai seama, toți s-a angajat la statul ăia. Milionare. Așa se fac bani masiv, doar... Răspunsul, vă dau răspunsul. Așa, ce se poate reproduce fără... Curcile, coaie, curcile. Da. Curcile se pot reproduce fără contact sexual. Înțeleg de ce. Avem 4 din 5 pe zoofilie până acum. Cum adică? Tu, în primul rând, eu cred că tu ai găsit un articol din ăla cu fun facts about animals și pe ăla ai rămas. 10 lucruri despre animale, da. Se numește revista Terra. În primul rând, cred că curcile au nevoie să facă... Că de aia fac brrrr, păi nu că sunt exact. Supărate. Cum poate o curcă să stea să fută altă curcă în timp ce aia face brrrr, 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 acolo. Nu poți. Nu întotdeauna fac, dar pot face asta. Adică dacă nu există mascul, femelele sunt capabile să facă ouă fertile de unele singure. N-are cum. Curcile sunt... Nu, stai un pic. Păi și atunci de ce mai există curcani? Păi nu e ideal, asta zic. Nu e ideal. Dacă rămâne o curcă singură pe o insulă pustie... Tu îți dai seama curca aia cât de urâtă e, de e nevoie să rămână singură însărcinată? Nu însărcinată. Eu îmi dau seama, ai dreptate. Adică e serios, că în orice curte, în orice gospodărie ca lumea, așa, există și curci și curcani. Dacă este o curcă acolo pe care niciun curcan nu vrea s-o fută, da, așa. Tu ai spus, nu eu. Pare că te-ai blocat la 250. Curca aia trebuie să se reproducă singură. E clar că e cea mai urâtă de acolo, ceea înseamnă că și copilul curcii o să fie la fel de urât. Da, dar merită și el dragoste până la urmă. Pare că ai semnat la referendumul pentru familie acolo. Da, asta pare. Tu vrei să zici că ființele urâte asta nu merită putute? Asta vrei să zici? Nu, am spus că nu sunt futute. N-am spus nicio clipă că nu merită. De meritat merită. Toată lumea merită. Femeie, bărbat, curcă, dar oricine. Eu aș fi de orice pizdă să aibă. Pitulice. E că tu rămâi singură, ești o curcă singură, da? Da. Acolo eram și eu, pe insulă. Practic o curcă beată. Ești o curcă beată, da. Te uiți ca curcă în... Așa. Alegi tu să fii însărcinată sau rămâi însărcinată din accident, așa? Adică... Că simte corpul tău că ești cam singură. Mamă, n-ai nici bărbat, ai rămas și capra însărcinată. E ca dracu. Ce ai vrea să-ți faci test de sarcină, ai rămas din greșeală singură însărcinată. Dai seama, trebuie să spargi ouă, după aia nu mai poți să... Da. Asta e testul de sarcină, practic. Spargi cum să vezi dacă era ceva să... la animale, cam asta. Băi, deci e un fenomen care se întâmplă rar la speciile evoluate. E mai întâlnit la nevertebrate. La alte vertebrate care mai intră în categoria asta sunt dragonii de Komodo și rechinii ciocan. Care dragonii de Komodo, nu-ți dai seama care-i fată, care-i băiat, că am cercetat. E foarte greu. Ai cercetat? Acolo înțeleg. Da. Așa, uneori mai pleci de acasă. Cauți pizdă de dragon de Komodo? Da. Ce ciudat este, uiți la 2 rechini cum se fut. Căuta în Komodo, dar am greșit. N-are niciun sens. Și stai, care rechini? Aia ciocană, aia care sunt te, nu? Clar, sunt ciocani. Păi sunt ciocani. Și se iau la ciocane. E în timp ce sunt în apă plutind? Nu, coaie, este normal. Se bagă în așternut, da. Pun niște muzică. Nu, mă, la hotele. Întrebam dacă e acolo pe fundul apei. Fundul sau apei sau plutesc. Uite, mă, nu, trebuie răspunde, niște vocabulare. Răspunde. Răspunde. Ideile le are. Răspunde. Dacă era Luiza, știa răspunsul în pula mea. Bă, da, tu... Vorbește tu... Mitran și că e la activity. Tu îmi zici mie că dacă lași pe o insulă o curcă, un dragon Komodo și un rechin din ăsta teu, se colonizează tot continentul, ce ai. Într-un an e plină insulă. E incredibil. A, uite, alte nevertebrate care și mai fac asta. Și mea, că și a făcut copil fără bărbat. Dar nu discutăm despre asta în familie. Scorpioni albine și purici de apă. Și astea se fecundează singure.
să facă ce vor, dar la ei acasă. Nu mai avem păreri despre curci? Atât, doar atât știm despre curci? Bine. Curci, de pulă să mă apuci. Stai pentru mine așa, să mă simt și eu bine. Dacă răspunsul este 47 de ore și 15 minute, care este întrebarea? Orgasmul la ornitoring. Come on. Ești pe ele. Ei, că iară s-ar putea să fie aproape de adevărat aici. Aia zic, am simțit pattern-ul. Ți-ai găsit o bandă, stai pe ea. Bă, dai roșie până pică. Cât e prea mult chiar și pentru sex tantric? Fără pauză de masă e imens. E imens. Masă și pipi, lasă că... Cu tot cu zbor, cât aș rezista eu la Survivor? Eu presupun că zborul durează undeva la 40 de ore. Se filmează la bufte, asta e niște... Da. 4 luni, 3 săptămâni și 45 de minute plus cât dă filmul Mungiu? Wow! Nu știu... Dă-te-n pula mea, câștigăm! Nu cred că are dreptate, dar a zis-o coerent. Am dreptate, fuck off, am dreptate. Dar de ce nu e 4? De ce crezi că am tăcut în ultimele 10 minute? Cred că e o chestie în asta, gen cât durează, că m-am uitat la Interstellar. Clar e cât durează, că e niște ore și niște minute. Zi, Mirica. Nu, no, lasă-l. Sergiu. Cât durează să-mi suși pula. Cât durează să-mi bag pula în bătă. Zi-mă, Mirica. Trebuie să fie un din astea, un cât durează un apus undeva unde se apune mult. Da, pe Marte sau o chestie. Unde se apune mult. Da. La apus index. Tot apune. Botul la savare. Eu merg. Cât pot să zboare berzele? Nu, că am schimbat, vă promit că am schimbat, nu-i cu animalele astea. Să mor tu. Serios? Ia. E cu agricultura. Okay. E cu ficuși. Da. În cât timp crește porumbul? 47 de ore și 15 minute, în medie, cât poate ține o femeie un secret? Wow! Jesus! Asta zice internetul, verificat din mai multe surse. Cine zice pe internet? S-a făcut un studiu conform căreia o femeie, dacă traduceam motamo, era că o femeie medie, dar eu am zis că în medie o femeie, că sună mai frumos. Da. Sună mai bine. Da. În medie o femeie poate ține un secret, nu că poate, ține un secret în jur de 47 de ore. Mamă, tu îți dai seama cum e în ultimele 20 de minute cu creierul flot? Le cedează sistemul cu aia, nu mai pot. Se supraîncălzește și trebuie să spună cuiva, asta e. Mă culcat cu Marius. Și apoi... Okay. 36. Da, tot e mai mult decât șore. Simt o nevoie arzătoare să împărtășească cu măcar o persoană. Deci, măcar o persoană. Dar dacă închei cu... Dar să nu mai zici la nimeni. Se mai pune? Nu, se anulează. Unele trebuie să le zici mai departe degeaba. Eu simt că nu... Că e adevăr în asta. Eu nu am secrete. Păi da, no. Nu poți să ții secretele în tine. Că și eu am asta, dacă sunt lucruri pe care nu poți să le zic oamenilor sau nu... E normal, că nu-i frumos să zici. Dacă ajung acasă, sunt... Ia tu informația asta și vezi ce faci cu ea. Masturbarea te poate ajuta să scapi de... În sfârșit, ce ne-a consacrat? Musafir! De musafir! De chelia din palmă. Cred că se zice că îți crește păr în palmă dacă te masturbezi? Dacă nu te masturbezi. Nu, dacă... De ce te scapă la ba? Nu, de ce nu te scapă la ba? De chelia din palmă. A. Pentru că o să ai păr. Păi nu... Nu te... știi cum e. N-am. Îmi crește păr doar pe spate. Nu ești chel în palmă pentru că te-ai lăbit prea mult? Nu, asta păi nu, ești chel în palmă. Ai păr în palmă dacă te lăbești, eu asta știam. Da. Și atunci te nu scapă... Nu înțeleg firul logic aici. Nici eu. Nu mai nici nu. Eu. Dar tot mă lăbesc și nu crește nimic, hă? Asta e mă uit în fiecare dimineață, mă dau și cu clear antimătreață și nimic cu aia. E ciudat, că adică, ce înțeleg eu din asta, adică unde frești pula, acolo crește păr.
Și nu e adevărat că era masa aia plină de păr. Ba, da. De aia nu înțeleg bărbații cu păr pe umeri. Bă, înseamnă că sunt ăștia aici, da. Să te puși de el. Chiar sper că e ceva important. De o pensie, de o pensie alimentară pe care nu ți-o permiți. Babysitting. Da. Te scapă de babysitting? Da. Dacă începi să-ți dai o labă când trebuie să ai grijă de un copil, nu cred că te mai cheamă. Nu cred, depinde de părinți. Da? Depinde de părinți, că de open mind sunt. De erecții în locuri nedorite. Bă, locuri din corp sau din viață, așa? Din viață, dacă ești la coadă, la bancă, ai erecție, totul este stânjenitor. Dacă cred că ți-ai dat o labă, armă. A trecut, după nu mai nimeni stânjenit. Erecția ți începe la bancă sau o aveai dinainte? Când te duci să-ți dai o labă în baia de la bancă? Cum ai intrat la bancă? Depinde de zi. A, intra depinde cât e coada, dacă ai timp. Da. Cât e coada, cum e coada, cine e la coada? Ah, corect. Practic, cine e la ghișeu? Cine tu n-ai erecție, tu ai inflație la pulă. Asta se întâmplă. Deci, da. Răspunsul este, masturbarea te poate ajuta să scapi de insomnie. Destul de intuitiv. Că scade nivelul de stres din corp, te relaxezi și dormi mai bine. Pe scurt, asta e. Vă recomand. Probabil, Mitrane, tu știi. Adică nu cred că e brand new information. O știai, dar nu ai conceptualizat-o. Doar ca un pui. Da. Jesus, înseamnă că te pregătești de pe zi. Tu ești... Adevărul e... A zis cineva din public că ar trebui să dorm foarte mult? Cum mai stau trează la ora asta? Păi da, dar în ce perioada zilei? Adică unde e cea mai potrivită o masturbare? Când ai treabă. Eu atunci recomand. Când... Înainte de când îți faci treaba pe care o ai de făcut? Nu, când ai de în mijlocul zilei. Dacă ești foarte stresat, dai o labă altfel. Între două celule din XL. Da. Celula aia mică, strâmtă. Da. Da, îngustezi rândul, da. Dar între coloane. Nu știu, cred că faci că aia văzut de zic ăștia pe internet. Coloana D, ți-o dau la D. Zic ăștia pe internet că cumva, gen, când bei cafea, care aparent, da, laba cumva este antidotul la cafea, nu? Huh? What? Păi, păi dacă cafeaua te ține treaz și laba te bagă la somn. Ah, și uite. Dacă dai o labă în timp ce îți bei cafea, ești normal. Că la cafea zic ăștia pe internet că bei cafea acum și cumva își face efectul peste 3 ore sau ceva ca LSD-ul. Și nu știu. Dar poate așa e și la labă, adică nu o dai fix înainte de culcare. Nu e prescrisă chiar așa, da. Case, dacă și nici pe stomacul gol, că după aia te roade. Dacă după ce faci laba ți se culcă pula, de ce să nu urmeze și tot corpul, știi? Se relaxează... Are sens. Da, se răspândește relaxarea aia. Da. Dar unii cercetători, că există întotdeauna unii cercetători așa și ceilalți. Așa le zicem, cercetători. Cercetători. Da, la băcii ăștia, așa le zicem. Unde? Știi, cineva a fost grup. S-a cercetat. Grup de... Da, a fost un focus. Băi, unii au fost grup de control. Asta înseamnă că au fost plătiți să se masturbeze în pula mea. Un vis. Au fost și grup de control care nu s-au masturbat dacă e o cercetare cum trebuie. Da, și îți dai seama că... Aia n-au dormit deloc. Asta înseamnă că a fost un băiat cu facultate care și-a pus un halat alb pe el și s-a uitat la cineva care își făcea laba și nu... Halat de folie, să nu se prindă pe el. Unii cercetători spun că poate fi doar efect placebo. Te gândești că hai să-mi dau o labă, că mă relaxez, că ai mai auzit asta și adormi doar imaginându-ți treaba asta. Cât de mult? Asta eu nu înțeleg. Pe mine nu mă relaxează o labă. Dar ce-ți face, mă? Dragoste, furie și empatie, ce trebuie să mă vedeți. Nu știu, mă, cât în primul rând... Te agită? Ce depinde cu eu faci, în primul rând, că uneori durează. Depinde cu câte mâini. Dacă faci laba la urs, nu cred că ești prea relaxat. Bă, nu știu, că nu ești relaxat. Că se aude un zgomot, ești, aolo, intre ceva peste mine, ai degete de la picioare așa asta dacă încordate... În casa părintească. Păi da, dar rămâi probabil cu că a fost la mămucă și la tătucul tău acasă. Da. Când ți-o iei la labă, la sfânta labă. Jesus. Crăciun, vin musafiri și tu te apuci de labă. Păi vina ta când te relaxezi. Okay. Și la colaci păi la... zi-mi tu cum, ce nu... presupune o labă relaxantă? La învață-mă. Da, pictează-mi un tablou, Mitran.
Deci, o fresca labei perfecte. Dimineața mă trezesc. De la cum am jaluzelele, soarele îmi bate așa, mă mâncă pe față. Așa, și te-ai trezit, e călduț. Da. Mă trezesc, mă uit în dreapta, aici Ana deja a plecat la muncă de mult. Da. Mă ridic, mă întind, mă uit în jos, hopa. Oh, cine a lăsat asta aici? Bună ziua. Și apoi știți voi ce se întâmplă? Și după aia te culci la loc, aparent, păi nu? Da. Bă, ce da. Viață duce Mitran. Apoi vin la club, dau mâna cu toți. Și acum are sens de ce am eu păr pe umăr. Mă tot strânge, mă tot. Vrem să luăm și una din public? Am avea un pic de timp să luăm... Da, tipa care zice că se masturbează. Ce, vrei să o iei din public? Ce? Păi săraca pare că are... Arată-ne. Show and tell. Luăm un fact? 5.000 de cuvinte. Okay. Dacă răspunsul este 5.000 de cuvinte, care este întrebarea? Cât face Mitran din 250 de cuvinte? 5.000 de cuvinte? Există, chiar există. Nu știu, Biblia... Cred că e ceva personal, e cred, cât ai scris tu săptămâna asta sau ceva. Nu e, nu. Deci chiar este un fact despre 5.000 de cuvinte. Da. Cât vorbește o femeie în timpul unui film. Cu câte cuvinte îți răspunde la o întrebare pe care ți-o pune ție? Câte cuvinte știe un delfin? You know what? Dacă aia apar mai deștept. Adevărat? What? Sunt cei mai deștepți. De ce nu scriu cărți? Asta mă că nu stă pix un găurică aia. Da, se mașineacă cu el, după aia nu poate să respire. Chinu dracu. Zice ceva care vorbește. Nu ne scapă nimic, nice. Vă zic. Bă, să te înșarpă, să fac. Bă, crezi că știm, noi știm mai mult de 5.000 de cuvinte? Toți la ulată. No fucking way. Îți zic cu 8 acum, dacă vrei. Cât mai ai până la 5.000? Bă, aproape deloc, nu știu să număr până la 5.000. Cât vorbești într-o oră? Câte cuvinte se spun într-o oră? S-a încercat. Ia, zi-ne răspunsul. Câte cuvinte a folosit în total Eminescu în tot ce a scris? Da. 5.000 de cuvinte diferite. Băi, ce analfabet e Eminescu? Bă, nici măcar nu știe cuvântul ăsta. Stai, mă. Cum? Da, 250 puțin. Stai, mă, tu zici că sunt puține cuvinte, 5.000? Nu știu. Pare puțin cumva. Cum să pare, mă, puțin? Eu nu cred că am folosit toți la un loc astăzi mai mult de 600. Vorbesc foarte serios. Clar că... Aia e problema. 300 a fost numai masturbat și labă. Da. Dar alea deoparte mai rămâi cu și și că. Să fii serios. Sugera că ar fi puțin proful tău de română are ceva cu Eminescu, asta aflăm aici. E un bif între proful tău de română și Eminescu? Proful tău de română e evreu? Asta s-a întâmplat. Că ei l-au omorât cu o cărămidă în cap. Păi da. A zis să, Gheorghe Funar. I-ai zis să sugereze și pe altundeva? Doamne, Jesus! A încercat și proful de română să trimită poezii la gazetă, nu l-a băgat nimeni în seamă deodată, dar și Eminescu ăsta ce pula mea a făcut? Ok, apreciem enorm de tare că ai avut singurul prof de română care nu era. Știi ceva, să rămânem datori, de fapt. Trimite-ne o poză cu el să-i punem aici. Mai trăiește? Știi ceva, proful tău de română pe bancnota de 500 de lei. Bun, și ăsta a fost episodul de Nu știu zic. Vă mulțumim foarte frumos că ați venit în public. Like, share, subscribe la episodul ăsta. Să rupem trending-ul. Seară bună, mulțumim că ați venit. Să rupem fâșul de la training.